dragi prieteni, bun găsit pe canalul meu de YouTube, ia să mi cu Gabi și astăzi o să vă arăt colecția mea de pixuri ciudate. Da, dar înainte de toate vreau să vă abonați neapărat la canalul meu de YouTube și nu uitați că am și eu un cod de Instagram care se numește tot ia să mi cu Gabi și vă rog frumos să mă urmăriți și pe Instagram. Da, și după ce ați dat like la acest videoclip și v-ați abonat pe Instagram și la canalul de YouTube, putem începe. Așteptăm puțin. Bun. Cred că v-ați abonat, da? Și hai să începem! Let's go! Bun, hai să aleg un pix cu ochii închiși ca să fie surpriză, da? Nu mă uit. Cum se ține așa? Așa. Oh my god! Mi-a ieșit fix acest pix care mie mi se pare cel mai amuzant dintre toate. Dar din păcate nu mai scrie. Nu mai scrie deloc. Scria negru. Și cam așa arată. Și vreți să vă arăt ceva? Uitați. 3, 2, 1. Pe acest buton am apăsat, când apeși aici iese acest inamic, da, din această toaletă. El scria negru, dar acum din păcate nu mai scrie. Asta m-a tristat puțin. Da, bun. Următorul este acesta cu Barbie. Acesta cu Barbie are mai multe culori, pot să scriu, dacă vreau să scriu cu albastru deschis, scriu cu albastru deschis, dacă vreau cu galben, scriu cu galben, cu mov. Are câte culori are? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 culori are acest pix Barbie, dar să știți că unele culori de aici nu mai merg. De exemplu, galben și roz nu prea mai merg, merg așa întrerupt, da? Deci nu merg perfect toate culorile. Bun. Următorul. Scot toate pixurile ce fac. Stați un pic că s-a blocat aici. Bun. Ești și mai apoi situle, măi. Așa, bun. Acest pix care mie îmi place, eu l-am câștigat la KFC. Nu știu dacă și voi aveți acesta, dar eu l-am câștigat la KFC. E posibil să mai aveți unul dintre voi care tot are așa foarte multe culori. Dăm pe negru, de exemplu, îl desenăm aici cu negru și după aia când vrem să dăm altă culoare, apăsăm aici așa și după aia iar altă culoare și se poate ține la gât așa. Asta îmi place cel mai mult la el. Da? Dar e posibil să-l fi câștigat și voi. Uitați, dovadă că e de la KFC. Da, nu știu că se vede de bine, de aici e, scrie KFC. Bun. Pixurile care vi le-am arătat o să le pun deoparte, nu o să le mai pun iar aici ca să nu le luăm de mai multe ori. Pixul meu preferat este acesta, care are COVID-19. Bun. După cum vedeți, aici scrie COVID-19, coronavirus vaccin scrie, da, seringă, stai să vă fac injecție, da, să nu aveți COVID. Gata, a făcut. N-aveți COVID, sunteți super. Da, cam așa este, da, iar acesta este capacul, vă dați seama, de fapt nu este niciun fel de lichid în interior, este o iluzie. Nu este lichid în acesta. Uitați, vedeți? Nu e lichid. De fapt e un lichid, dar nu curge lichidul respectiv. Așa. E foarte drăguț. E preferatul meu. Bun. Următorul este acesta cu gogoașă care scrie negru și gogoașa aceasta, ce credeți? Poți să o scoți de acolo și să pui la alt pix dacă vrei
E super interesant chestia asta. Stați un pic, așa, bun. Și arată așa și scrie negru. Scrie foarte bine, eu folosesc foarte, foarte, foarte mult pixul negru. Pentru că fac de obicei conturul la desene, la chestii. Când vreau să nu fie conturul prea accentuat, fac cu negru, pixul negru. Dar dacă vreau să fie mai accentuat, fac cu carioca neagră. Dar de obicei pixul folosesc ca să fie mai drăguț așa. Bun, următorul este cel cu Scooby-Doo. Am două cu Scooby-Doo, să vi le arăt pe amândouă, pentru că sunt asemănătoare. Da, acesta este cu lăbuță și acesta scrie SD. De la ce vine SD, știți? Eu nu știu, sincer. Ah, ba da, Scooby-Doo. Gata, mi-am dat seama, nu mai ziceți. Scooby-Doo, da? Aici este o insignă, să zic așa, cu Scooby-Doo. Și aici e o lăbuță. Acest, și scriu la fel, albastru, au gumă de șters. Da, deci sunt asemănătoare. Mai avem două pixuri care sunt cu diamant. Da, o să vă arăt decât unul, da, unul să-l las deoparte. Da, cam așa arată, e foarte drăguț. Și uitați ce închidere și deschidere șmecher are. Bun, așa deschis, invers închis. E foarte interesant, interesant, foarte șmecher, așa să zic, închiderea și deschiderea. Mai avem un pix, care a fost pix, cu diamant, pentru că acum ce să vedeți, nu mai e pix. Acest pix l-am avut când eram mică, dar l-a stricat, nu știu de ce, dar înțelegeți, da? Dar a fost pix. Nu mai știu exact cum scria, dar din câte mi-am amintit scria albastru. Da, este foarte drăguț, are, este practic asemănător cu ăsta, numai că e mai mare, are o deschidere altfel și are diamantul roz. Bun. Și mai avem decât două pixuri să ne scoatem. Bun. Aici avem un creion, da, după cum vedeți, dar nu are vârf, bineînțeles că la mine niciodată nu am creioanele ascuțite, niciodată, da. Și acesta l-am primit de la, nu mai țin minte exact, dar din câte mi-amintesc, de la Orange, Orange, da, sau Vodafone, nu Vodafone, Orange, cel mai degrabă Orange, și am primit așa și e foarte interesant. Mi se pare tot interesant, așa, amuzant. Cred că știți cu toții mascota asta. Și la televizor apare la reclamă, la Orange, arată această mascotă, să zic așa. Și ultimul pix este un pix care nu mai, pix care nu mai scrie, deoarece i-am pierdut capacul, bineînțeles. Și... dar el a fost foarte pufos. De fapt este pufos și acum, dar parcă a fost mult mai pufos atunci. E pufic. Așa zic, pufic. Eu zic pufic pentru că e pufos. Așa, e tare. Când mi l-am cumpărat prima dată, țin minte că făceam așa pe față, pentru că era bine așa. Dar nu știu cât de bine era și pentru asta, că n-avea microbi la asta. Ok, bun, da, și dacă ați observat aici, are un unicorn, da, și unicornul respectiv e puțin moale, da, și acesta a scris albastru, acum nu mai scrie, pentru că i-am pierdut capacul și da, na, 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 și da, asta este colecția mea de brățări, sper că v-a plăcut, da. Și dacă mai vreți să fac colecții de genul, neapărat să dați like, să vă abonați la canalul meu de YouTube și ce să vă zic, pa, pa!